Bucureștiul de altă dată. Bucureștiul căruia cei mai vârstnici îi mai păstrează încă imaginile întipărite în memorie. De atunci, viața publică a capitalei se desfășura într-un ritm nemai întâlnit în zilele noastre. Într-una din casele acestui trecut, trăia și domnul Lefter Popescu, cu consoarta dumnealui. Popescu e funcționar la un minister. Aici, câteodată, domnul Popescu e chemat și seara, în serviciu extraordinar. Grozav, de aceea l-au și numit Turbatul. Mai bine dispus Lefter Popescu, dacă în vremea asta s-ar fi aflat la berărie.
Nenele, ferește dumneata un bilet, poate că... Nu. Eu n-am noroc la joc. E, aș. Încearcă. Odată în viața dumneavoastră, tot ați câștigat. Niciodată, dacă vă spun eu, niciodată. Chiar așa? Da, zău că nu. Ba să nu mint. Am câștigat odată. Ei, vezi? Dumneata să vezi, ascult. Da, am câștigat și eu odată. Dar tot la loterie. Nu știu cum s-a făcut, mi-a ieșit lozul cel mare. Ce fericire! Bani! Tuuu! Înțelegi, simțeam cum mă cuprinde o dulce nebunie. Parcă zburam. Mi se părea că plutesc. Hai să-i încasez, s-o pornesc. Păcatele mele, n-aș mai fi pornit-o. Ce deziluzie! De ce? Ce s-a întâmplat? M-am deșteptat, visasem. Dacă vreți să știți, ăsta e semn că o să câștigați. Vorbe, când n-ai noroc, n-ai. Ba, eu zic să încerci să joci cu bani de împrumut. Să se spargă ghinion, se spargă, la sigur. Aș. Dacă-s din împrumut, câștigați. Joacă, leptele, ce te costă? Sunt bani de împrumut. Așa e, ce mă costă? Adică cum ce mă costă? Păi dacă-s de împrumut, nu trebuie să-i dau înapoi. Ba da, dar o să-i dați înapoi din câștig. Sainiță-l, păi trebuie să mă împrumute cineva. Eu? Te împrumut eu? Mă știi, te pomenești că îmi plătești cu dobândă. Dobândă? Păi dacă s-a întâmplat să câștigi un 10%, e just? Te învoiești? Păi mai îngabe vorbă, nu mai să câștig. Mă învoiesc. Pe onoare? Zău, asta pe onoare. Sunteți martor. Poftim, joacă la amândouă loteriile. Ce să ne mai încurcăm cu una singură? Mergem la două șanse. Să vii cu noroc. Te-ai găsit, eu și noroc. De unde știi, dumneata, norocul meu? Înseamnă-mi și mie în carnet numerele biletelor. Încercați-vă norocul, veți putea afla viitorul, trecutul și prezentul. Încercați-vă norocul. Ziare, ediția specială, rezultatul tragerii loteriei. Ziare, ediția specială, rezultatul tragerii loteriei. 50.000 de lei, lotul cel mare, Universitatea Constanța. 50.000 de lei, lotul cel mare, Astronomie București. Ne cheamă turbatul la serviciu extraordinar. Oh, pardon, sunt în neglijă. Leptere! De ce ai venit la berărie? Te caut ca un nebun de atâtea ceasuri. Leptere! Nu știi nimica! Ce? Este o trasătărie noastră! Ce? Am câștigat, leptere, am câștigat! Nu mă nebune, cât mă! La amândouă am câștigat loturile mari, ale mari de tot! Păi, leptere, uite, exact cum scrie în carnet. 076384, Universitatea Constanța. Da. E, iată și lista tragerii. Numărul 076384 câștigă lozul cel mare de 50.000 de lei.
Și numărul 109-250 București Astronomie, în lista ilaltă, câștigă tot lotul cel mare de 50.000 de lei. Thank you.
să fie în casă. Dracul n-a venit să le ia. Bărbate, trebuie să fie în casă. Dracul n-a venit să le ia. Asta-i culmea! Nu e să nu e! Femeie trebuie să fie în casă. Dracul n-a venit să le ia. Știu unde sunt. Acum știu. Uf, le-am găsit. Unde? În jacheta mea cenușie de vară. Cu ea eram la birărie când le-am cumpărat. Ți-o bine minte, acolo sunt. Le-am pus în buzunarul de la piept înăuntru. Sigur! Adu jacheta! Care jachetă? A cenușii. Leptere! Ce? Am dat. Ce-ai dat? Jacheta! Care jachetă? A cenușii. Cui? N-ai spus tu că n-o mai porți? Cui? Cui ai dat-o, nenorocit-o? La ochivuță. Pentru ce? Pe farfurii. Când? Alaltă ieri. Alaltă ieri? Și-ai dat-o fără să o caut prin buzunare? Am căutat-o, nu era nimic. Taci! Pe câte farfurii ai dat? Pe 10. Pe 10? Destul mă tocmit. N-a vrut să-mi dea o duzină întreagă. Unde-s farfurile? Voi să vă-ți farfurile! Adu farfurile! Porțelan, bravo! Bun gust ai! Leptere! Fender! Așa sunt eu, galant cu coană! Când am chef, par cu coană, când am chef, farfurii câte 10.000 de franci una. Spar, mă înțelegi? Spar, ca dracului! La care chibuță? O știi? La țică! Aia tânără frumoasă, care vine întotdeauna pe aici. Știi unde s-a aflat această chibuță? Zice că sunt tocmai la margine, mahalaua barbăricilor. Destul de norocit-o! Thank you.
Unde-i măta, fă? Trebuie să vii acușica. Hai, hai, ce mai aștepți? Hai, du-ne în casă. Uliu, de cine? Stai, colea. Avem de vorbit cu fiita. Cu cica. Lipsește ceva din vreo casă? Știi ea ce lipsește. Dar nu se poate. N-arăți ca obiceiul. Haide! Nu mai ajunge vorba. Și-a prinde. Cât vrei să mă măție picioare? Ia ca prins. Haide! Dune nu dai. O cunosc într-o mie. Asta-i fatalitate. Jaieta cenușii nu s-a... Mama! Uite! Unde-i? Unde-i jacheta? Care-i jacheta? Jacheta cenușii. Care-i jacheta cenușii? Jacheta cu biletele. Care bilete, boierule? Te faci că nu știi, gașperiță! Doamna, trăznească Dumnezeu să fie al dracului, na! Mai bine spune drept! Ce să spune, băierule? Ce să spune, băi, de păcatele noastre, dacă nu știe ce să spune? Taci tu! Spune, fă! Un scolul să spune, ce să spune, dacă nu știe? Spune, fă! Dacă spui, ai bacșiș bun. N-ai fost un strada pacienții numărul 13 la Madame Popescu? La Madame Lefter Popescu? O damă înaltă, subțirică, frumoasă, oaicășă. Casele alea vezi cu geamlâc, care are o aluniță cu păr deasupra sprâncenii din stânga și care se poartă legată la cap cu roșu. Am fost. Păi atunci de ce minți? Ba nu minți, am fost. Nu ți-a dat pe 10 farfurii, că n-ai vrut să dai o duzină întreagă. Cu chenar, conabiu, las pe muci și altul pe B, îngust pe buză, o jachetă cerușie. Ba mi-a dat. Atunci de ce minți, fă? Nu minte, băiarule. Taci tu! Unde mi-e jacheta? E pe mine, o corpă de desubt, na. Ca să nu te prinzi. Ba să hie al dracul de n-o parte de frig. Sunt borțoasă, boierule, alerg toată ziulica pânsloată. Bogda prost, îmi ține ca la pântece și la șale. Dezbracă-te. Iac. Ce mi-ai făcut biletele? Care bilete, boierule? Stai că să-ți farujesc prunele. Da. Ce-ai spus, pițigănește? Aoleu, ce nefastă a fost acasă ca noi? Să-mi scoateți biletele, să-mi scoateți biletele, hoatelor, să vă omor, mă! Dumnealor la secțiile.
bolnav și paci, zi. Și nimic. Femeile nu știu nimic despre bileți. Cu baba și cu fata de. Merge să le mursici mai zdravăn. Da, cu țica nu prea, fiindcă e pardon în poziție. Dacă se întâmplă vreun avort la secret. Nu știi dumneata? Astăzi nu mai poți conta pe superiori, nici chiar pe inferiori. Să aude! Gazetele atât așteaptă ca să ne persecute. Dacă-ți spun eu că nu e, biletele n-au fost în jachet. Pot face prinsoare pe orice poftești. Să vezi când ți-o trece nițel asta, cum îi zice, amorul propriu. Așa e tot omul când îi vine o surpriză de așa câștig. Ai să dai peste ele acasă. Aș, țica mi-a furat biletele. Ia dă-mi-le mie la discreție, să stau eu de vorbă cu dumnealor, tet a tet, la secret. Să vezi cum scot biletele. Eu ce să zic? Le-am lăsat tot la secret, nemâncate, să mai gândească. Poate. Da. Nu-mi vine să crezi. Uite, precum se știe, cele două mari loterii s-au tras zilele trecute. Numerele care au câștigat loturile cele mari decât de 50.000 de lei, la Constanța Universitate 076384, iar la București Astronomie 109.520. Un lucru curios însă, până acum, fericiții posesori ai numerelor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cititoare, în rândurile cărora am dorit din suflet să se afle câștigătorii, amintim că după 6 luni de la atragere nu se mai poate sub niciun cuvânt reclama vreun câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept în fondurile societăților respective, domnule. Să știi, nene Turturene, că le găsim tocmai a doua zi după termen. Îmi cunosc eu norocul. Neglijență! Indiferență! Când are cineva hârtii de o asemenea valoare, nu le lasă să târâie astfel de colo până acolo. Trebuie să fie cineva prea sec! Așa trebuie să pască în fața afaceri de 100.000 de franci cu un zec! Domnule Popescu, dacă dumneata nu vrei să vii la serviciu, atunci te rog trimite cel puțin mâine cheia sertarului unde e acte publice întârziate. Am fost bolnav, domnule șef. Mofturi, motiv ca să lipsești de la datorie și să-mi bați berăriile. Bravo, domnule, bravo! Parol, domnule șef. Dar mâine viu negreșit. Te rog! Târziu. Trebuie să merg la serviciu de noapte. Peste un ceas trece inspectorul pe la secție. Merg și eu la secții, nene Turturene, să o mai văd pe hoați. Nu se poate, nene Leftere, dumneata ești violent. Lasă-le pe mine, că mă știi doar, am metoda mea. Vreau să o mai văd o dată. Știi, poate, te rog. Promis că n-ai să te mai bagi. Promit. Pe cuvânt de onoare? Pe cuvânt de onoare. Solem? Și solem. Bine. Hai, mână, Virjar.
să vezi ce om sunt eu, uite, dacă se găsesc biletele, îți ridic partea de câștig de la 5 la 10%. Lasă, frate, zău, nu trebuie. Pe viitorul și pe onoarea mea. Inspector, știți... A întrebat de mine? Nu, n-a întrebat. S-a uitat înăuntru și a clătirat din cap. Pe urmă s-a dus? S-a dus. La secret, să cerceteze. Și a zis ceva? N-a zis. Da, a scris ceva foarte supărat în portofel. Sunt acolo? Femeile? Da. S-au dus acasă. Le-a eliberat. De mare belea mi se pare că m-ai dat, nene Popescule, cu ipohondriile dumitale. Păi, prin urmare, care v-a zis că dacă nici dumneavoastră poliția... Şi. Protejați contra bandiților, atunci, mă rog, ce mai rămâi? A, am înțeles cum merge chestia. Nu vă săturați nici cu 10%. Cât vreți? Cât poftiți, domnule? 70? 90? 100%? 100%? Poliția e compusă din fungași, din zbiri compliși cu briganzi. Exemplu? Poftim, domnul inspector, s-a îngoiat cu țigancele. Frumos, să blem. Rușine pentru acest început de secol. De trei ori rușine, am să vă reclam la parchet. La parchet. La urma urmei, biletele sunt anulate. Am dat de știri. Ar fi păcat. Sunteți niște femei muncitoare. Puteți câștiga o avere într-un chip onorabil, fără să căutați a ruina pe un om la casa căruia ați câștigat totdeauna o bucățică de pâine. Ar fi păcat. Și la urma urmei, 10-15%... O avere necalculabilă care vă pică așa, din cer. Bogate, independente și oneste. Zica! Zica!
Mai scoală, fă, că-i zăuă! Acuș! Ei! Hai! Aoleu, mamă, iar a venit ăla! Iar ai venit, nebunule! Iar ai venit la velete! Tabărul tuiac! Oțule, să pui să ne omoare nevinovate la poliție, hai! Iar ai venit, acaiane! Vrei velete? Ei, stai ca te arăt eu ție blete! Na, belete! Na, belete! Mai vrei belete? Na, belete! Sarița, rochii, să sară, na! Mai vrei belete? Na, să arăt-o ție! Nu lăsa pâta! Frate, stânta! Omoară, stânta! Frate, stânta! Avea de săvârșit noroc în scurtă vreme. Ești născut sub o stea norocoasă. Îți pare rău de un obiect pierdut, dar cu însușirile inimii tale îl vei găsi în curând. Ai să trăiești 93 de ani. Să mergeți imediat la dumneavoastră. Domnule? Da, domnule Georgescu. Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule. Aici sunt domnul șef. Să-mi aduci la momentul ăsta o afacere Goldstein. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește impiegați
ca să facă beții noaptea și ziua să-mi zacă. Uite, uite ce prăpădită mi ești. În loc să-mi vii la datorie, bați berările cu toți bețivii. Ha, m-ai auzit? Mergi de batut o sară. Ha, mișcă, mișcă! Sănătatea mea prea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului. Vă rog, dar, respectos, am primit demisia din postul ce ocup la acest onor minister. Binevoiți, Lefter Popescu. Domnule șef, dosarul Goldstein. Bine, bine, lasă-l aici. Și mai iată, domnule Georgescu, vă rog foarte mult și demisia mea. Bine, bine, lasă-l aici. Și... vă salut. Ce?
salut, bine ați venit. Fericită, mamă Popescu, îmi reau permisiunea să omagiez grațioasa dumneavoastră prezență. Mersi. Prețiosule, cu dumneata în frunte. Faceți-o, vă rog, faceți-o. Mă rog, unde se încasează câștigurile de la loteriile care s-au tras acum 3 zile? A, da, mulțumesc. Mă rog, aici se încasează câștigurile de la loteriile care s-au tras acum 3 zile. Fondul e depus la casa de depuneri, dar se poate încasa și prin noi. Aveți vreun bilet câștigător? Am 2 câștigătoare. Sunt câștiguri mari? Măricele. Amândouă? Amândouă. De cât, mă rog? Păi, amândouă câștigurile alea mari. De 50.000? Exact. Ți-a luat piuitul, eh? Exact. Felicitările mele, felicitările mele. Într-adevăr, așa ceva mai rar. Domnul? Popescu, Lefter Popescu. Oh, încântat, încântat. Multă fericire și viață lungă. Rezon? La atâția bani, îi trebuie timp? Pot să văd biletele? Da. N-aveți listele oficiale? Ba da. Iată-le. Avem o dată 076-384 și 109.520. Exact. Sunt la parte. E. Poftim. Mersi, mersi. Ciudat lucru cum s-a întâmplat. Al dracului. Stimabile, ați făcut eroare. N-ați luat seama bine. E invers. Nu se poate. 076-384 la Universitatea Constanța. 109-520. Dă-mi voie, nu mă încurca. 109-520. București, astronomie. Ba, pardon, București, astronomie, 076-384. Cum? Da, numele acestea au ieșit ce drept, dar... Dar? Dar la dumneata nu corespund societățile. E tocmai invers. Invers? Cum invers? Adică unul e la societatea care trebuia să fie la celălalt. Și viceversa. Viceversa? Adică... Cum viceversa? N-ați câștigat? Poate, domnule. Peste poate. Viceversa. Asta este șarlatărie, mă înțelegi? Vă învați omite pe dumneavoastră să mai îmblați de acum încolo cu infamii și să vă bate joc de oameni. Din creiesc o exploatare, da, să nu vă mai saturați. Abandii, că sunt toată sudoarea fiecare omulesc. Doar ce să-mi crezi în vorbește în mofturile voastre și cu tricotajuri de pulse, care noi suntem proști, fiindcă nu ne mai învățeam o dată minte să venim, mă înțelegi, să ne revoltăm? Da, așa să ne revoltăm, da, așa să ne revoltăm. Ha ha ha!
Persa! Proști! Proști, proști! Ci Persa! Ci Persa! Ci Persa! Ci Persa! Dacă aș fi unul din acei autori care se respectă și sunt foarte respectați, aș încheia povestirea mea astfel. Cine vizita mănăstirea aceasta, putea vedea o maică cu privirea extatică. O singură apucătură denunța oarecum că sub fruntea ei senină sclipea o minte cu reazămul dezrădăcinat. Toată ziulica, maica Elefteria, culegea cioburi. Tot într-un timp, departe în București, trecătorii puteau vedea un moșneag micuț, intrat la apă, scofârcit, plimbându-se liniștit, cu acea liniște a mării care, potolită în sfârșit, vrea să se odihnească după zbucimul unui nepraznic uragan. Bătrânul se plimba regulat dimineața sau seara, cum răsăreau aștrii, de jur împrejur observatorului pompierilor, de la bifurcarea bulevardului Pache, șoptind mereu cu glas blajin același cuvânt. Încercați-vă norocul! Veți putea afla viitorul, trecutul și prezentul! Numai cu un singur ban! Încercați-vă norocul! Încercați-vă norocul! Veți putea afla viitorul, trecutul și prezentul! Numai cu un singur ban! Încercați-vă norocul! Viceversa. E, da, fiindcă nu sunt dintre acei autori, prefer să vă spun drept. De atunci, nu mai știu ce s-a întâmplat cu eroii mei.